Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea Pauză de Cotidian. În această seară l-avem invitat în studioul Goș TV pe senatorul Dian Popescu, căruia îi spun bună seara. Sărbuna, vă mulțumesc de invitație. Avem foarte multe probleme de discutat și trebuie să intrăm repede în subiecte pentru că timpul nu ne permite. Ieri a fost atacat în conferința de presă a domnului Danilie Morega, a făcut mai multe afirmații. O să-i rog pe colegii din emisie să pună un interviu de-al dânsului și comentăm imediat. Se poate, colegii? La congresul PNR-ului a fost un fel de mascaradă. O mascaradă în care s-au votat în bloc 31 de indivizi în conducerea partidului, în care nu se regăsește nici de cum vreunul din Gorj. Dacă ai spirit organizatoric, poți să realizezi ceva. Și dacă ai, și trage de inimă. Dar îi reproduc ce spunea domn senator Tremurici. Spunea, că noi am venit la partid să fac bani, domnule, nu să cheltui bani ca dumneata. Așa e. Am cheltuit bani din buzunar. Mi-a spus că o să ducă 500 de funcționari publici la nivel central. O să avem un ministru, doi secretari de stat sau cinci secretari de stat, un ministru. Văd că nu avem nici ministru, nu avem nici secretar de stat. Iar funcționar public nu-i capabil nici măcar să pună la nivelul județului Gorj. De aceea eu chem organizațiile, fac o analiză profundă și o treime din ele să treacă să-l schimbe pe acest individ să-și aleagă o conducere pe care o merită. Declarația făcută de domnul Morega, spuneți-mi cum vi se pare? Ce are cu dumneavoastră în primul rând? Doamnă, pe mine mă distrează, sincer să fiu. Din respect pentru dumneavoastră, eu comentez ce declară domnul Morega, pentru că și eu sunt surprins în care este calitatea pe care o are în acest moment, politică, administrativă. Când faci o serie de declarații și inviți presa, înseamnă că ai ceva de spus pentru că tu cunoști, realizezi ceva, faci parte dintr-o structură politică sau administrativă. Nu, domnul Morega nu face parte din nicio structură, dar simțindu-se pe centură definitiv tras pe dreapta, este folosit, eu recunosc poate și de niște grupuri de interese care au anumite interese de-l folosesc, pentru că el este folosit în acest moment. Grupuri de interese din USL sau? Haideți să nu dezbatem acest subiect. El este folosit. Asta este ideea principală. Exact ca și cum cineva ar veni în vizită la dumneavoastră și trec foarte scurt și în vizită își ia un animal de rasă și animalul ăla de rasă, ducându-l în casă la tine, când îi dă drumul din lesă, la începe să roadă pantofii, să... În lume ați văzut că se practică câini, pisici de rasă, găini, porci. Înțelegeți? Sunt duși cu lesa în casa vecinului și îi dă drumul, las, în timp ce ei stau la cafea, el își face treaba. Cam asta este domnul acesta în acest moment. Eu recunosc că își dă seama că, nemai fiind luat în calcul de presă, pe cine poți ataci în acest moment? Dian Popescu, lider de partid. Și ceilalți parlamentari din Goș? Nu toți. Nu toți, domnul nu toți. Atenție. Greblă. Atenție, eu, domnul Greblă și domnul Scarlatiriza, că... Pe undeva, dacă ați văzut, și domnul președinte Condescu este atacat, la ei au un război mai vechi. Domnul Morega n-a putut folosi niciodată pe Condescu și sindicatele. Domnul Morega nu m-a putut folosi pe mine, deși crezând că el, chiar dacă va fi înlăturat, va reuși să pună mâna printr-un interpus pe Partidul Național Liberal. Știți bine, nu sunt controlabil, au încercat și alții mult mai puternici decât Morega. Nu m-a putut controla și nu mă pot controla. În acest moment el își face o reclamă atacându-mă pe mine mă distrează, eu recunosc. Am spus-o și astăzi, a încercat un joc de acest gen cu RTV Național, dacă vă aduceți aminte, și în momentul în care producătorul și-a dat seama, eu am discutat și cu ei, după aceea mi-au cerut un punct de vedere, știind, aflând că eu sunt președintele PNL-ului la Gorj și că el nu mai e nimic, în timpul emisiunii, dacă vă aduceți aminte, critica Antonescu și lăuda pe Tăricianu, până acum câtva timp îl lăuda pe Antonescu și îl critica pe Tăricianu, pentru că el e haotic, el are doar interesul lui personal. Și dacă nu converg, începe să critique. Și în acel moment, din studio s-a întrebat. A întrebat odată domnul Pieleanu și odată și moderatorul, pentru că i s-a spus din cască, din producție, domnule, dar el nu are nicio calitate. Nu poți să pui pe cineva să formezi o opinie
Și acea opinie dumneavoastră să o transmiteți publicului larg, atât încât tu n-ai o calitate. Vorbești un simplu cetățean de pe stradă, e bine să-i asculți părerea. Pentru că acel om n-are un interes, are ideea lui și pe aia trebuie respectată, chiar dacă e pro sau contra. Dar la Morega, odată că e nimeni în acest moment, și politic și administrativ, dar știm foarte bine că el are alte interese. Asta declara și domnul Iriza azi, el vrea să fie în Consiliul Coordonare de Supraveghere, da, la CEO. Chiar am avut CV-ul dânsului în mână, că astăzi că a dat CV-ul spre conducere. Cine i-a promis? Cineva i-a promis. De s-a dat CV-ul. Sigur, sigur, cineva i-a promis, pentru că i-a promis și el începe în acest moment să-și facă treaba. Pentru că nu și-o face deci gratuit. Morega nu face nimic gratuit, să știți și dumneavoastră. I s-a promis funcția, sigur că da. Și în schimb... Dar n-ați să știți că lui i s-a promis, pentru că el tot spune că vrea în Consiliul Coordonare de Supraveghere al CEO. Doamne ferește să ajungă în așa ceva. Și asta ceva. A fost șerința, voi, să atace... Voi nici nu vă accept. Voi lua poziție chiar în Senatul României. Dacă în atâția personalități pe care avem în România, în domeniul energiei, avem nevoie de oameni care să discute și cu fondul, să poată discute cu fondul proprietatea, să discute cu fondul monetar internațional. Poți să-l aduci pe Morega în Consiliul Coordonare de Supraveghere, indiferent cât de slugarnic o fi și cum execută ordinea anumitor persoane. Deci exclus să poată ajunge, să putem ajunge cu Gorgiu în acel moment. Pe partea cealaltă vine din spate o chestie a domnului Morega. Acum vreo 3 ani de zile eram președinte la municipiu, uneori îmi pare rău, uneori spun că am făcut bine în acel moment, când vestita delegație permanentă de la Brașov, domnul Morega trebuia să fie dat la o parte. De acum, deci mai avea 2 ani și ceva de mandat și vrea președinte Crin Antonescu, Ludovic Orban pe vremea aceea, vreau să-l schimbe din funcția de președinte. Acolo a fost o mare bătălie în Consiliul Național Executiv. Recunosc că am intervenit foarte mult prin relațiile pe care le-am la nivelul Partidului Național Liberal. Să rămână. Să rămână, da. Cu Norica Nicolai, cu mai mulți. Chiar s-a pus problema și l-ați întrebat odată pe Virgil Drăgușin și vă va povesti că el știe, pentru că mi s-a cerut în noaptea aia la Brașov să fac un interimat, să preiau președinția partidului interimar, Morega să fie dat la o parte și eu să preiau președinția partidului. Nu am vrut, mi s-a impus chiar noaptea la 2 și Drăgușin și mulți alții vă pot confirma. L-am sunat să facem un birou interimar, că mi-o cere a doua zi președinte Crin Antonescu, cere schimbarea lui și numirea mea în funcția de președinte interimar. Nu am vrut. În final am ajuns la discuții și nu am vrut, eram președinte la municipiu, nu mă interesau pe mine acele lucruri, vreau ca el să rămână în continuare președintele partidului. Dom'le, dacă iau președinția unui partid, nu-l iau printr-o decapitare prin spate, ci eu iau ales cum am fost ales de către membrii Partidului Național Liberal. Am reușit să rămână, un vot destul de echilibrat, destul de... lucruri pe care știe și Gigi Orzan, și Radu Anghiru. Deci, practic, l-ați ajutat să mai... Da, l-am ajutat atunci să rămână și el știe lucrul ăsta, dar, bineînțeles, cât era de orgolios, era greu să creadă cum a venit Dian și m-a ajutat. Da, eu l-am ajutat. Cum l-am ajutat, de altfel, trebuie să recunosc și să plece când și-a dat demisia. Deci, el știe acest lucru, că l-am ajutat să plece, pentru că în acel moment, în secretariatul general, se creează o tensiune atât de mare și eu fusesem implicat în susținerea lui și îmi luasem și eu anumiți oameni din partid de la nivel central împotriva mea. Pentru că l-am susținut la Brașov, ei știau că l-am susținut și toți se uitau la mine ca și cum aș fi omul Morega. Și ajungeam la un moment dat să nu pot să candidez, pentru că mă considerau omul Morega, pentru că l-ajutasem atunci. Și atunci am luat hotărârea împreună cu mai mulți din conducerea partidului, care sunt și în ziua de astăzi, dom'le, haideți să-l schimbăm. Deci s-a ajuns prea departe, a făcut mult prea multe lucruri, mult prea mult rău. Și de atunci Partidului Național Liberal, el a aflat, el a știut, are cunoștințe în domeniu. Când eu seara în birou, în secretariatul general de la partid, am spus, da, Morega trebuie să cadă. Și de atunci s-a supărat pe dumneavoastră? Cred că vă dați seama că nu i-a convenit, că dacă și atunci poate îl susțineam, poate mai rămânea puțin. Da, atunci partidul a luat decizia să nu-i mai permită ca președinte să organizeze el conferința. Președintele Crin Antonescu se pregătea să-l schimbe în CNEX și tot biroul CNEX și atunci el s-a dus și a dat demisia. N-a fost o demisie, domnule, vedeți-vă de treabă. Deranjase partidul pentru că votase alături de PDL, deci nu participa alături de Partidul Național Liberal la voturile împotriva PDL-ului și alături de PSD. El permanent fugea,
pleca, partidul s-a prins în acel moment că el joacă cu PDL-ul, joacă la 5 capete, joacă cu puterea, că vrea puterea, vă ziceți amintea, și plecat practic la UNEPR imediat, dacă a văzut că PNL-ul nu intră la guvernare, a plecat la UNEPR. Deci cam asta este, normal. Dar acum vă reproșează faptul că PNL-ul nu a reușit să obțină, da, partea. Haideți să vă spun, să vă spun și cu conducerea la București. El a fost 4 ani președinte când partidul era la guvernare unic, vă aduceți aminte? Da. Gorjul n-a avut nicio funcție nici măcar de subsecretar de stat la nivel național, n-a avut nicio funcție de conducere în conducerea centrală a Partidului Național Liberal, nici măcar el. Deci Gorjul a fost izolat pe harta politică a Partidului Național Liberal și era izolat. Vorbeam pe vremea aia cu Cristi David, era ministru de interne, mi-a fost coleg și mi-era prieten și i-am explicat: Cristi, hai să facem ceva. Și atunci a spus: Diane, nu ne interesează foarte mult în acest moment, valoarea PNL în Gorj este mică și nu vrem să creăm tensiuni, și așa că îl lăsăm în pace, l-am izolat. Pentru că era ca populație, Gorjul era foarte mic. Venind acum, dacă întrebați ce spune și nu mă mai pune să comentez, că nu mă interesează, eu nu-l iau în calcul, dar din respectul dumneavoastră, în acest moment conducerea partidului, în conducerea partidului eu fac parte din birou politic național. Îi transmit domnului Moreca că poate nu știe aceste lucruri, se uită pe frânturi sau se uită și spune, vă spune de asta doar ce îi convine. Sau poate nu vrea să știe. Sau poate nu vrea să știe. Fac parte din birou politic național, iar la cei 31 de vicepreședinți, că văd că acolo a făcut o referire. Da, faptul că PNL-ul nu a obținut nicio funcție. Nu putea să obțină PNL Gorj nicio funcție, cum n-au obținut nici alte 20, 15 și cu alte 30 de județe. Deci alte 30 de județe n-au putut ocupa nicio funcție. Și vă spun de ce, dacă ați observat, sunt 15 președinți executivi, vicepreședinți executivi, împreună cu prim-vicepreședintele Klaus Iohannis, care sunt miniștri. Fiecare ministri, președintele, de data asta Puiu Hașoti, al grupului senatorilor, președinții comisiilor permanente, este prin statut. Ăștia fac parte din aia 15 și miniștri. În momentul în care nu mai ești ministru, e alt ministru, devine acel om vicepreședinte, el n-a citit statutul. Și mai sunt încă 15 vicepreședinți care nu sunt executivi, de 15 sunt executivi, miniștri, președinții comisiilor permanente și lideri grupului din Senat și Camera Deputaților, Dan Radulușanu și Puiu Hașoti, și s-au format primii 15, următorii 15 sunt președinții consiliilor județene și primăriilor reședință de județ mari. Deci dar avem, a cerut două funcții. Avem, numai puțin, avem 12 președinți de consilii județene și au intrat toți cei 12 președinți de consilii județene și 3 primari ședințe de județ, Marcel Vela și încă 2. Vedeți dumneavoastră, asta a fost structura dictată de statut, statutul votat de la Congres. Nici eu și nici mulți alții, nici măcar președintele de la Arad, de nicăieri, nu pot face parte, pentru că așa este structura. Este o structură rapidă de 15 inși care se vor întâlni permanent sau ori de câte ori este nevoie, dar se vor întâlni permanent pentru că făcând parte din guvern au nevoie de decizii politice și nu poți să aduci pe cel de la Timișoara, pe cel de la Lugoș, pe cel de la Arad, de la Buzău, de la Bacău, imediat că trebuie să iau o decizie la nivel politic în guvern. Ei, atunci s-a făcut acest birou de 15 inși care să aibă mobilitate, să fie convocat în orice moment. Miniștrii sunt în orice moment în București. Deci asta este situația. Ca să vedeți minciuna cu care piasă în față și încearcă să prostească opinia publică până la urmă. Deci știe foarte bine lucrurile astea. Aici este o problemă. Că dacă n-ar ști și ar fi încuiat, a zice, domnule, iartă-l că nu știe ce vorbește. El știe ce vorbește și încearcă să manipuleze și minte. Bine, el minte cum respiră, nu e o problemă. Eu sunt învățat. Azi îl critică pe Călinoiu, mâine îl laudă. Acum îl laudă pe Călinoiu. Vă demonstrez că peste o lună îl va critica. Deci este, oricum este haotic, cum era și cu toată lumea de altfel. Pe partea cealaltă, avem în curtea de arbitraj pe Drăgușin Virgil. Drăgușin este în curtea de arbitraj, este prima dată când noi din Gorj avem într-o instanță de judecată în interiorul partidului o persoană. Sunt foarte importanți cei din curtea de arbitraj, curtea de onoare și arbitraj, dar acum se cheamă curtea de arbitraj. Mai auzeam un coleg de-al meu care e dezinformat spunând odată că am mai avut un băiat Crăciunescu. Da, Cătălin Crăciunescu, într-adevăr, e un avocat foarte bun la care apele și eu de câte ori am nevoie la nivel în București, dar el este al sectorului, era al sectorului 4, deși este gorjan, este băiatul domnul Crăciunescu, dar n-a avut nicio legătură cu Gorj, nu Morega l-a pus. El a venit de pe sectorul 4 București,
în curtea de arbitraj. Asta spuneam și pentru colegul meu care la muzică a vorbit și nu știa aceste lucruri. Pe domnul Navlea m-au sunat seara și m-au întrebat, mie mi-au dat, recunosc, cum mi-au dat și la parlamentare, mi-au dat și aici posibilitatea, sunt pun două persoane, sunt foarte multe județe care nu sunt nici măcar la rezerve, n-au persoane nici la rezerve. Și mi le-au pus în locurile eligibile, astfel încât au fost votate la Congres. Pe partea cealaltă, el a fost la guvernare 4 ani și n-a dus niciun secretar de stat la București. Noi avem 3 subsecretari de stat în acest moment, unul a fost secretar de stat, în acest moment sunt 3 secretari de stat la București. Unul la economie, unul la Romar, unul la Ministerul Justiției. Și va mai fi încă un secretar de stat la nivel național. Să ne spună care sunt secretarii de stat care a avut el în perioada de 4 ani. Știți vreunul că sunteți jurnalist? Nu, eu cel puțin nu știu. N-aveți de unde să știți că nici n-a existat. El a fost izolat și el și PNL-ul din Gorj. Nouă ni s-a dat pentru că am avut și rezultate foarte bune. La alegerile la locale am avut o creștere de 52% față de primăriile existente. Spuneți-mi că vorbeam zilele trecute, va exista o întâlnire la nivel local și după aceea la nivel național pentru renegocierea protocolului USL? Nu am mai auzit aceste lucruri. Nu ai ce să renegociezi în protocolul USL. Nemulțumiri sunt în PNL vis-a-vis de dacă îmi spuneți care numirile la deconcentrate. Da, eu sunt mai mulți. Știți foarte bine că am fost la întâlnirea dumneavoastră de la Rovinar și au fost foarte mulți membri care au ridicat aceste probleme. Au ridicat anumite probleme pentru că nu au fost. Vedeți, de-aia am permis la delegația permanentă ca să și vă felicit că dumneavoastră ați fost. Am făcut delegația permanentă de acum 2 săptămâni, nu? 3 săptămâni? Două săptămâni. 2 săptămâni cu presa. Exact. Deci, ca să vedeți dacă... Mă rog, nu am fost singurii care am fost. Asta e un alt subiect. Am dat liber la toată presa să stea în sală pe întreaga ședință, cum a fost și la Congres. Nu cred că ați văzut că cineva din Partidul Național Liberal mă critică sau noi o echipă formată atât de puternică în jurul meu. Ați fost prezentă și puteți confirma sau infirma în fața așa este, doar că au fost nemulțumiți. Doar, oamenii au perfectă dreptate în felul lor. Pentru că funcția de prefect ați pierdut-o. Nu, funcția de prefect nu s-a pierdut, s-a mai spus odată. Funcția de prefect s-a dat sigur că da, pe funcția de secretar de stat, dar problema e în felul următor. Eu trebuie să recunosc și mi-asum și partidul o știe, eu am acceptat chiar nominal actualul prefect Radu Teodorescu, am zis că e un tânăr de perspectivă, un tânăr care a trăit și în jurul premierului și în jurul politicii permanent și haideți să încercăm să facem și o schimbare cu tânăr energic și nu cred că am greșit, îl vedeți bine pe prefectul Teodorescu, cum se implică, să dea Dumnezeu să-l mențină, să poată rezista, dar îl văd că se implică activ în viața deconcentratorilor, dacă ați văzut cum se implică și vis-a-vis. Deci, dumneavoastră, în acest moment sunteți mulțumit de ce a obținut PNL-ul? Sigur, dar pentru că a obținut, PNL-ul a obținut conform protocolului. Și funcția de viceprimar a fost... La funcția de viceprimar, asta este posibilitatea. Domnul Cârciumaru, trebuie să recunoaștem, nu a fost încântat de președintele Tineret și nu am avea altă soluție pentru listă legală. Și domnul Nădrag spunea la un moment dat de un proiect politic... Îmi pare rău, domnul Nădrag și-a dat demisia cu acceptul meu și veți vedea și poziționarea pe care undeva în gen Matei Nădrag. Domnul Nădrag și-a dat demisia și cu acceptul meu, dar el a decis să-și dea demisia, nu eu, nu l-am pus, nu l-am forțat. Deci să ne înțelegem foarte bine, ești cu niște, cu partenerii de la PSD în alianță, dar nu ți-a băgat Cârciumaru demisia sunas. Tu ai venit benevol și ți-ai dat-o, m-ai pus în momentul în care ți-ai dat-o și am stabilit să plecăm pe alt drum, practic m-ai pus într-o imposibilitate pentru că eu nu am alți consilieri. Da. George Gabriel este directul la Minpres, nu-l interesează poziția de viceprimar. Păi și la tineret poate era chiar tânăr, poate nu se încadra nici în echipa aia, poate chiar cream tensiuni în interiorul USL-ului. Deci n-am pierdut tot, nu te-a pus nimeni să-ți dai demisia. Și la deconcentrate? Iar la deconcentrate vă spun ceva, haideți să lăsăm puțin guvernul să-și cam pună și profesioniștii. Facem și noi recomandările noastre, dar mai dăm și niște examene. Vedeți că am fost examen la ITM și au picat. Ce pot să fac să mă duc nici să spun? Nici în Ministerul Energiei n-am obținut... Ce pot să fac să mă duc la să-i spun, să scriu eu cu mâna mea? Nu se poate așa ceva. Dacă eu am susținut că ne trebuie profesioniști în acest domeniu, haideți să-i lăsăm să ia... Domnul Dan Vâlceanu de la ambulanță este liberal. Să ia examenele. Da, domnul Dan Vâlceanu este liberal. Deci haideți să vedem să-și ia examenele, să fie un pic și meritozitate, nu numai influență politică. Din punct de vedere, toți eu aș pune numai pe merit. Faptul că Gorjul în Ministerul Energiei nu are un secretar de stat este o pierdere?
Noi am vrea să avem secretar de stat peste tot, dar în care Ministerul al Energiei? Pentru că aici este o mare problemă. Există Ministerul Economiei, unde este Varujan Vosganian, există Ministerul IMM-ului, Competitivității, unde este doamna Grapini și există Ministrul Energiei, care în acest moment trebuie să facă și o modificare legislației, nu știu dacă s-a făcut, să poată avea un secretar de stat. Pentru că ministrul delegat cu portofoliu, ministrul cu portofoliu este Varujan Vosganian. Și acolo sunt o serie de secretari de stat, doi secretari de stat care sunt part pe un algoritm. Am înțeles. Din deci păcat... să ne înțelegem foarte bine. Trebuie să avem un algoritm în care numim aceste lucruri. Când venim, trezim peste noapte aberațiile unuia pe la, printr-un birou care face conferințe de presă. Pui, dar să ai și persoanele care se pui, să ai și unde pune. Deci dumneavoastră în acest moment spuneți că sunteți mulțumit de ce a obținut PNL-ul. Da, nu este vorba de obținere, asta a fost protocolul negociat la nivel București, nu l-am negociat eu. Deci nu este nici meritul, nici pierderea mea. Este protocol negociat la nivel național, nu ni s-a impus. Faptul, foarte multă lume v-a reproșat că nu ați făcut lobby sau nu v-ați implicat mai mult să ajutați anumiți gorjeni să ajungă pe funcții publice. Unde? Și în Gorj și la deconcentrate și la nivel național. Unde? Nu, la deconcentrate, hai să nu ne băgăm. Iar la nivel național, v-am zis, avem mai mult decât spera vreodată PNL-ul să aibă. Trei subsecretari de stat în contextul în care n-a avut niciodată decât de pe vremea PD-ului Manțoc și Cosmin Popescu, 1. Deci restul sunt aberații, sunt minciuni, pentru că se încearcă și transmit pe această cale, că pe mine nu mă schimbă nimeni de la nivel național. Da, vrea să... Da. De fapt a transmis organizațiilor să vă schimbe. Nu, a transmis organizațiilor, dacă a văzut că la nivel național, a încercat el pe acolo, a venit și a mințit pe acolo, l-a scos s-a afară. S-a încercat și la nivel național. L-a scos afară din birouri. Nu ia nimeni, nu dă doi bani pe el. Dar la nivel de, a încercat și la nivel de Gorj, prin această declarație. De altfel, mi-a s-a sfătuit la delegația permanentă. Cred că sunteți singura jurnalistă care știți realitatea. Da, de-aia v-am și întrebat despre nemulțumire. Da, știți realitatea. Că... Ați văzut acolo cum s-a pus problema și care au fost punctele de vedere, dar nu față de mine, împotriva mea, cred că ați văzut. Nu, nimeni nu spune nimic, ba mai mult decât atât, colegii mei sunt foarte, foarte mulțumiți de cum îi conduc, pentru că eu, în momentul în care simt că nu mai vrea partidul, plec eu. Din păcate, dar nu când vreau Moregan. Din păcate am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Domnilor și domnilor, am ajuns la sfârșitul emisiunii, eu sunt Nicoleta Văduva și vă mulțumesc pentru atenție.